În etapele ce au trecut până acum în Liga a doua, alvioleții nu au avut o evoluție reușită, a declarat managerul Cătălin Barbu. Oficialul alviolet consideră că nu este un capăt de țară și are răbdare, pentru că așa vor apărea și rezultatele dorite. Din punctul meu de vedere, nu pot să spun că a fost un retur reușit. Dar eu cred că cu trecerea timpului relațiile se vor consolida și vor apărea și acele satisfacții pe care eu le aștept foarte mult de la această echipă. Dar asta este, am spus, este nevoie de timp. Timpul este un factor foarte important. Și după cum vă spuneam, eu nu fac altceva decât să am răbdare. Și cu siguranță rezultatele vor apărea. Suntem pe o poziție, din punctul meu de vedere, care poate ocupa locul 3 la finalul acestui retur de campionat. Am mare încredere în această echipă, în acești jucători. Consider că avem jucători de calitate, jucători de talent, jucători care, în opinia mea, au și ei nevoie de timp. Cătălin Barbu a declarat că situația jucătorilor Wallace și Ionescu rămâne neclară pentru că aceștia nu au semnat cu FC Argeș. Aceștia sunt împrumutați de la Jirom Albota. Deocamdată lucrurile sunt așa cum erau și până acum, dar eu consider că la finalul returului de campionat s-ar putea să regrete cei doi jucători că încă nu au făcut pasul. Tot timpul ei susțin faptul că ei își doresc să rămână la echipă, atât Ionescu cât și Wallace. S-au integrat destul de bine în grup, sunt doi jucători pe care îi susțin, dar mai au nevoie de înțelegerea domnului Oprican și din câte am înțeles nu prea au această înțelegere. FC Argeș mai speră la promovare în acest an. Dacă nu, în sezonul următor, acest lucru se va întâmpla cu siguranță, pentru că ne-am făcut un lot bun, a mai declarat Cătălin Barbu.